Vreau să mulțumesc organizatorilor că ne-au dat ocazia să fim gazde și sper ca la încheierea acestei întâlniri să plecați de aici cu convingerea că suntem niște gazde bune la care meritați să vă întoarceți, sau la care merităm să vă întoarceți. Dincolo de ceea ce am auzit, vreau să fac o singură remarcă. Repet, nu trag eu concluziile. Cred că vorbim de o problemă de mentalități. Avem 30 de ani de la Revoluție, avem 30 de ani de la ieșirea din comunism. Este clar că generațiile s-au schimbat, dar nu cred că putem spune același lucru despre mentalități. Mentalitățile nu s-au schimbat, din păcate. Asistăm prea des la replici de genul mie ce mi se dă, mie ce mi se face, mie să mi se spună ce să fac, și aceste replici în general sunt adresate statului, ceea ce nu este în regulă. În 30 de ani de schimbare, mentalitățile sunt cam aceleași. Și atunci trebuie să vedem dacă aici antreprenoriatul, un antreprenoriat realist, angajat și legat de educație, nu are o calitate foarte, sau are această calitate de a veni să schimbe lucrurile. Parafrazând un dicton medical care spune că este mai simplu să previi decât să tratezi, cred că și aici ar trebui să ne gândim că poate nu schimbarea de mentalitate este esențială, ci construirea unor mentalități noi. Și de aceea vă felicit că vă îndreptați deja atenția către mediul educațional, în primul rând universitar, pentru că suntem universitari, dar și la nivelele mai de jos. Vă felicit pentru organizare, vă mulțumesc că ați venit la Ovidius și vă doresc succes în continuare.